Opa! Și bună dimineața! Bine ați venit la Negurieni! Hop! Welcome! Dar m-am întrebat, n-are cine da la găini și la iepuri. E cât este. Asta e bogăție la Negurieni! Gata, bravo, bravo! Asta ningă și ați vâncăm la Sani! Hai, gata, am înțeles! Asta este afecțiunii față de stăpân! Exces de dragoste! Am înțeles! Mai avem încă 20 minute și trebuie să fim la Casa de Cultură din Negurieni. Mai întâi să vugherezăm cafeaua. Nu uitați, voi știți cafeaua să bea cu mâna dreaptă. Și cea mai gustoasă cafea, bineînțeles că este cafeaua făcută de mama. Anul ăsta am decis împreună cu familia noastră să facem un gest frumos pentru bătrânii din Negurieni, așa că o să mergem și o să instalăm cel mai mare brad pe care l-a avut Negurieni vreodată, din 40 de cuburi de lemne, pentru că este o perioadă destul de complicată, știm foarte bine că s-a scumpit tot. Și am zis, omul dacă poate să facă un bine, trebuie să-l facă, fără ca să fie obligat, fără ca să fie dator, chestia se face pentru că tu o simți. Deseori s-au întâmplat că, dar de ce iarăși, Emilian, ai făcut teren de joacă pentru copiii la Negurieni, acum pentru bătrânii din Negurieni? Este un lucru normal și firesc să nu uităm rădăcinile. Așa că să vugherizăm cafeaua și mergem la Casa de Cultură. Nu avem timp? Școala, deja o știți, Casa de Cultură, nu știu, primarul este sau nu este, dar cred că nu este. Cum orice ce se face în sat trebuie de discutat în primul rând cu capul satului, dacă pot să zic așa, cu domn primar Nelu Popa. Mergem să vedem dacă a pregătit țava aia de fier, pentru că aici e o construcție destul de interesantă și trebuie să fie și rezistentă și să nu mă ferești să întâmple un accident. Așa că mergem la primar, cafea astăzi nu bem cu primărița pentru că am băut făcută de mama, că mama se cumpără, deși tu bei cafea când vii acasă, duci la primăriță. Așa că este un secret, dar să nu-l arăți la nimeni. Ștergi tot și scrii cafea. Bine, am niște emoții serioase, de parcă dau examenul, parcă mă duc nu știu unde, pe altă planetă. Toată noaptea am visat bradul respectiv pentru că grijă, mai ales că eu 2 săptămâni m-am chinuit până am găsit aceste lemne. Ba era cald, ba nu putea să scoate lemnele, ba nu erau lemne, ba dintr-o parte, ba din alta. Prețurile deja le știm, sunt destul de mici, aș spune în ghilimele, dar nu e despre asta, lucrurile se fac spre bine, cred eu. E ca primărie, și primarul la primărie, ia... Aici o să pui monumentul meu în față. Nu, eu glumesc, Ștefan cel Mare. Îți închipui? Zic, special of cubrații, pui monument în fața primăriei. Nahir spleajă, nu trebuie nici așa ceva. Dar e la lucru, domn primar, pentru că primește banii statul, o să vedem ce face el. Davai. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domn primar, sunteți la lucru? Nu suntem acasă. Sunteți plătiți din banii statului, știți și la lucru. Din impozitul de chestul anual, da? Bună dimineața, s-a trezit Dulceața. Ce facem? Chiar acum am... O cafea am băut-o, dar am zis că la două... O bem și pe două la primărie. Ghizma. Dar și la primărie numai cafea se bea? Și apă. Nu avem dreptul și ce? Deci asta e cupa când aveam 9 ani, am dat primul gol. Negurienți pe Căzănești. Asta e pentru ridicare la bară, 12 ridicări. Și asta pentru 14. Maladeț. Avem fotbaliști foarte buni în sat. Am ajuns. Iată, primul cerc. Păi corect. Corect. Bună dimineața. Dobre jutro.
Nu, de te rog să ne gândim cum... Cum noi facem conexiunea asta între dânsă, că ele la un moment dat nu, nu se duc, înțelegi? Păi tu oricum prima rază e cea mai mare, tu a doua rază o pui un pic mai, mai înăuntru. Îi pui jos, la marea să-i punem la bază. Păi da, 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 acum trebuie să legem. Facem bază, de exemplu așa, ce conferință că e. Da. Primarul, înseamnă, noi punem bradul aici. Noi așa, centru, centru așa sunt aici. E aici centru. Când vine tu, scai să iei o mașină când azi. E la 10 vine, când e, noi până la 10 noi avem, noi avem și faci până la 10. Trebuie să facem primul. Uite, ești considerent am ales aici. Asta este vârful, nu vârful, centrul bradului, ia ca chiar și ca asta. Uite, ești considerent am ales aici. I-am înțeles ca să fie mulți la lansare. După asta, chiar dacă plouă sau nici, oamenii care vin da, ok, da, perfect, perfect. Acolo cea unde? Asta amenajăm pe atât. Unde? Zona de cea unde? A, da, 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 perfect. A, apropo, da, pe lângă brad, primăria o să servească locuitorii satului cu friptură, mămăligă și pentru toți copiii o să fie cadouri de la Moș Crăciun. Jos trebuie să aibă 6 metri, înseamnă trebuie să aibă 6 de astea, 1, 2, 3, 4, nu, 3, da, da, da. Eu nu știu cum o să arate bradul, dar trebuie să arate, ui, blin, dacă cumva ovarele mele. Rărunchii în ei se duc, o perechi cine are în plus, vă rog. Fugi, fugi, fugi. Așa că trebuie dus de cătăt încolo. Ăsta-i drept, ăsta-i minunat, aș spune. Asta. Opa. Deci asta este prima buturugă pe care o punem la brad, temelia de aici se începe. Hop. Nu, nu, trebuie de aici trebuie să fie 3, băieți. Eu 1 2 3. Da, 3. Da, da, corect. E ca aici. 1, 2, 3 să fie în linie. Nu așa. Da, e ca așa, 3 trebuie să fie. 3 trebuie să fie. Unu, doi, acolo stai, unu, doi, stai. E mult de izaibioșnă, dar pe... Imaginea asta, permanent faci imaginea. Da, da. Tăiturile înăuntru, stai. Nu, important e ca, e ca asta s-o facem. Hai să-l produgim bățul ăsta. Da, e ca primul... La centru, la centru, la centru. Nu, la centru, la centru. Aici stai mai, trebuie să fii tot extern. Nu, în coace. Nu, 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 nu. Lichești numai vârf, e ca aici, e ca așa. Ia câtă-l. Ce se întâmplă? Se întâmplă lucruri frumoase, cred eu. E ca ne-am bătut capul, cum spunem, bradul ca să fie unul sigur și să evităm orice incident. Dar e ca raza am făcut-o și ușor ne ridicăm sus. Noi mai avem groasă aici. Da. Aici stai mare, dar îl punem în rândul 2. Nu, că ăsta e foarte mare. Împrăștiesc ca să le putem scoate pe astea, înțelegi, mai groasă. Aici stai gros. Da, da, da.
mor de calda oaia, zic, mie nu o dau jos, blin, parcă azi mi-o furi și ne-am. Ia că aici tot, aici toate cam rămân mițele. O pauză de 50 de grame, nu mai mult. 55, nu, asta ia tare frumos, eu deja îl văd, sunt, mulțumesc tare mult și... Dar el și așa arată frumos, fără luminiți, pentru că, în primul rând, gestul contează. Că nu cred că bătrânii o să vie și o să zică, ei, bradul are 20 cm, ieșit într-o parte. Apropo, glavnei pe bizdania asta, e domnul Nicolae, directorul Casei de Cultură, și el decide cum punem bradul. Dacă ceva, de atâta și igine, el... Dă o mână în sfat, lumea! Dacă ceva, probleme la dânsul. Da. Aplauze, spui, te rog tare mult pentru domnul. Pentru tăi, dar mult special pentru dânsul, că el așa trebuie și nu altfel. Sio, hai! Nimeni nu vine în satul ăsta, numai eu. Numai eu cu primarul. Vă mulțumesc tare mult. Da, băieți, mersi tare mult. Că eu fără ajutorul vostru zero. Era și lemn lenș și atât. Mulțumesc și sărbători frumoase vouă și familiilor voastre. Și vouă tot. Da, mersi și spun la mult. Nu știu, nu, le-am pregătit pentru ca să facem rândul 4. Sio, rândul 4! Nu știu, îmi fac griji cu pieții tale. Suntem la, facem acum al 4-lea rând. Dacă nu o să ne ajung lemn, ne va trebui să mai cumpăr, dar nu știu de unde, că nu mai sunt. Da, găsim, tăiem, am un scopat, de la Estopolos, dar nu că eu fost tăiet în perioada cei de glorie, în ghilimele. Deci în lume există macarons, dar în Negurin există macaroană. Unde-i? Aici. Moment de striptiz. Tarara! Uie-ui! Dar trebuie să-i distrez ceva pe miește ăștia sau nu? Așa am casă până așa și eu fac bani la bani. Dar ce-i mâncat în negați și n-ai macaroane acasă, bine? Pâine cu hârnați, vreți? Hai! Ca cât să mers? Și acel moment când am chemat de la Chișinău mașină specială cu macaroane. Nu, nu, asta e de la primăria, de la Negureni. Și am dat 4400 lei și omul nu a făcut nimic, pur și simplu a venit, a stat 2 ore, pentru că mi-am dat seama că el n-avem noi nevoie de el. Însă tractorașul o să facă minuni ca să nu știu. Amândouă leacă împingele înăuntru că se șipe. Și așa cum a zis domnul primar, că el nu o să zic că e vorba și e angajatul statului, a zis că vârful bradului trebuie să fie mai lunguț și mai subțerial și foarte jucăuș. Cum? Da! Da, îi zic nici loc de la lecțică. Da. Deja se șipe. Deja după masă se răcorește de-a binele, îngheață urechile și nasul. Aproape 80% din brad este aproape gata. O rămas să facem vârful bradului, așa cum a zis primarul, să vină echipa acasă să-l decoreze cu luminițe din astea strălucitoare și să fie frumos noapte. Deja uitați-vă copiii. Voi mâine să veniți, azi nu! Duceți-vă acasă la mamele voastre și la tații voștri! A, ești la matineu azi. Mâine o să fii și cadou, o să fii și moș peșiun și Snegurăcica. Da, la ora 4.
Коля, багли трога наунт деja ușor. Și ca bradul nostru să aibă un aspect de sărbătoare, avem și 350 de metri de luminițe care o să fie împodobit de sus până jos, de sus până jos. Multe culori. Ai fugit! Ai să nu s-a împlinit! Блядь! Искутан лам! Приему со... Приему ЕСТИ! Сунтем пи ультима 100 де метри пентру зива де астез. Урмеаза декорациили. Ши вреау са ва зик, да, браду арата екзак кум ам врут еу. Иналт, фрумос ши форте калдурос. Чето ка фара и фриг, блядь, ши ними ну тоарна примару, ниш атат. E de stai acolo, da, dincolo. Este unul care a ieșit între aiurea. Ia că îl vezi, e ca așa la ea. Era prea ieșit în afară și nu-mi place estetic cum arată, dar trebuie să arăt și ghine. Cuiași? Este! Primar, tu vii? Și amui ai făi... Făi un rostogol pe scap! Dă-l jos! Ui, blin! Ați! Wow! Cu mult în viață m-am cătăit, dar cu și ăsta, cum se cheamă? Lopat? A? Încărcătorul frontal. Încărcătorul frontal pentru ziua de astăzi, practic, gata. Mulțumim, noi ne ducem la Chișinău cum avem o emisiune. După asta, când o să vin, deja o să fie luminițele, cred că, puse pe brad. Vă spuneam ieri că am mari emoții, trebuie să recunosc că emoțiile cele mari sunt astăzi, atunci când în câteva minute urmează să aprindem luminițele pe pomul de Crăciun și cumva trebuie să primim notă la munca noastră de la cei mai adevărați și sinceri copii din Negureni alături de familiile lor. Bradul este gata, așteptăm să apună soarele de-a vinelea ca să se vadă luminițele și carnea deja se pregătește, mămăliga se pregătește, izvarul se pregătește. Un mare mulțumesc, trebuie neapărat să zic asta, vreau să mulțumesc Lux Garden că ne-au dat 15 brazi cadou. După sărbători acești brazi vor fi plantați aici în parcul care nu este, dar care urmează să fie în cel mai scurt timp. O să-i plantăm pe toți aici. Lux Garden, mulțumesc tare mult și love! Și cum în familia Crestu nu există nicio sărbătoare fără A Priori Wine, o să facem cel mai gustos izvar din A Priori Wine, pentru că ne ești drag. Dar unde le punem? Chiar lângă... Chiar jos, da? Dar nu, dă-l mai... Mult bun așa.
Da. O, ia ca așa. Aici să facem vinul fiert. Da, ca ăsta unde vrei. Aici punem el ia ca aici. Și următorul acolo, unii Adrian. Pur aici o fac. A? Da, ulea că mai încoaie, că să luăm lemnul de acolo. Cum a ridicat. Cireașa de pe brad, anul ăsta o să fie fetele la trio Vatra Neamului, da. Și le mulțumesc tare mult că anul ăsta au dat curs invitației mele și o să vină și o să cânte cele mai frumoase colinde. Vă mulțumesc și vă pup. Pentru cel mai mulțumesc tare mult. Mulțumesc, noi tot mai ne întrebam, de unde atâtea idei? Mai de unde, nu știu, din matcă. Din matcă, corect. Astăzi noi vom inaugura pomul de Crăciun, lansat în campania cu genericul Căldura pomului de Crăciun. Este o campanie lansată la inițiativa și cu sprijinul în totalitatea consăteanului nostru și a bunului meu prieten Emilian Crețu, căruia țin să-i mulțumesc încă o dată pentru acest gest generos făcut în raport cu negurenenii. Și voi repeta cu această ocazie că imediat în vecinătatea noastră se află acel parc de distracții, făcut tot cu sprijinul lui. Vreau să înțelegeți că acest pom nu reprezintă doar o frumusețe a ceea ce vedem noi, adică la nivel vizual. Valoarea lui este una mult mai deosebită, ori toate aceste lemne care se regăsesc în acest pom vor merge cu titlul gratuit pentru bătrânii singuratici ai comunei Negureni. Vin singur! Posibil această sărbătoare, Emilian Crețu. Da. Mulțumesc tare mult, bună seara! Anul ăsta am decis cumva, când am făcut parcul pentru copii, mă gândeam, zic, măi, trebuie să mai fac ceva pentru sat, trebuie să mai fac ceva și nu știam, zic, dar și ce o să se întâmple, nu știu. Și acum, o lună în urmă, mă gândeam, zic, dar ce, pa, 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 poc. Și într-o dimineață m-am trezit, zic, ce-ar fi să fac un brad din lemne? Mai ales că trăim într-o perioadă unde aceste lemne sunt destul de prețioase, iar cei care se vor bucura cel mai mult de această căldură, nu în zadar m-am gândit la această campanie, Căldura Pomului de Crăciun, vor fi oamenii, persoanele în vârstă din stat singuratici. Vă rugăm, știu că și dimineață la primărie au venit foarte mulți, inclusiv și pe mama o sună, te rog și ei un cup, două de lemne. Vă rog să înțelegeți corect. Cu siguranță o să primească doar cei care chiar nu au un ajutor. Trebuie să dăm prioritate oamenilor care într-adevăr au cea mai mare nevoie de aceste lemne. Hai copii, vreți să vină Moș Crăciun? Da! Dar pentru ce vă trebuie el dacă sunt eu aici? Glumesc. Haideți să mai întâi să aprindem luminițele de pe brad. Stați două secunde. Vreau mare mulțumesc tuturor domnilor care au fost ieri aici și toată ziua am înghețat la propriu. Ne gândeam cum să facem acest brad ca să fie unul solid și să fie unul protejat din toate punctele de vedere. Vă rugăm pe viitor. Bradul ăsta nu este bradul meu deja, gata, nu este sub nicio formă. Este bradul nostru, aveți grijă de el. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Iată, asta este bradul din acest an. Nu am nici fi mult, eu mulțumesc tare, tare mult pentru... Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru faptul că sunteți prezenți aici. Știu
și este un lucru normal și firesc să nu fiu iubit de toată lumea. Cel mai trist știți ce este? Atunci când cei de acasă nu te, mă refer la cei din Negureni, nu te apreciază pentru ceea ce faci. Dar nu e despre asta. Viața este unica, nu suntem, nici Dumnezeu nu este iubit de toată lumea. Eu vă mulțumesc tare, tare mult și vă doresc sărbători frumoase alături de familie. Dragi copii, să știți că viața de om matur este foarte complicată. Dar în primul rând trebuie să aveți încredere în voi, că eu am fost fix ca și voi. Poate chiar mai rău decât voi. Mama, dacă este de acolo... Bun! Acum, din câte știu eu, copiii de la grădiniță au și ceva frumos pregătit pentru noi. Avem și o surpriză în această seară. Vor veni, de fapt au venit fetele la Trio Vatra Neamului, care au cele mai frumoase colinde special pentru toți locuitorii satului Negureni. Da, este nu cred că este cel mai frumos brad din țară, dar cu siguranță este cel mai călduros și asta mă bucură foarte mult. Suntem gata? Bravo! Am o deosebită plăcere să le invit că bunele mele prietene, trei doamne extraordinare de talentate. Pentru mine sărbătorile de iarnă și colinzile cele frumoase înseamnă Trio Vatra Neamului. În aplauzele voastre, vă rog, aplauze pentru ele, veniți aici lângă mine. Vreau să ne cânte acele colinde, dar au și o melodie care îmi place la nebunie, Satele Moldovei. Asta o să fie la final, o melodie care este o melodie destul de frumoasă și tristă în același timp, dar cu siguranță noi putem să facem ca satele noastre să înflorească în fiecare zi. Aplauze, vă rog, pentru fete! Primiți colindătorii! Mulțumim lui Emilian Crețu că ne-a invitat și mulțumim domnului că am ajuns anume cu această ocazie nobilă la Negureni pentru prima dată. Te admirăm foarte mult pentru sufletul tău mare și pentru tot ce faci, pentru toți oamenii. Și să dea Domnul într-adevăr să ia foarte multă lume, să ia exemplu. Și îți mulțumim încă o dată pentru șansa de a face un bine. Strelele din cer zâmbesc, vestea bună ne șoptesc. Vine seara sfântă de Crăciun. Să faceți un bine, trebuie să-l faceți, indiferent câți bani aveți în buzunar. 10 lei, dă un leu, pentru că cu siguranță cei nouă o să se mulțească. Vă pup, vă iubesc și sărbători frumoase. Am emoții din măpiși pe mine, dar asta e și îți mulțumesc și ție că ai venit. Bradul ăsta știu că a stărit foarte mult în controversă acum în mediul online. Păi da. Spune-ne despre lemnele astea. Pentru ce sunt predestinate lemnele? Lemnele după sărbătorile de iarnă, bradul va fi demontat și toate lemnele vor fi donate pentru cei mai singurați bătrâni din satul Negureni, pe care o să-i elegem împreună cu primăria ca să primească câteva lemne. Nu știu câte persoane vor primi, dar cu siguranță niciun lemn nu va veni la mine în buzunar, la mine în sobă sau la primar la fel. Este un act de caritate pe care l-am gândit eu și l-am făcut cu mai drag și sper că această campanie Căldura Pomului de Crăciun să fie în fiecare an și în toate satele din Republica Moldova. Și ce invitați ai invitat? Cu siguranță, pentru mine sărbătorile de iarnă, dacă vorbim de colinzi, e vorba de cele mai deosebite, cele mai talentate, Trio Vatra Neamului, trei doamne extraordinare cu cele mai frumoase colinde și cel mai mult îmi place cum interpretează melodia Satele Moldovei Sate, pentru că suntem în sat, pentru că suntem acasă și da, cu siguranță noi toți putem să facem ca satele din Republica Moldova să fie, să înflorească de fapt la propriu și eu asta încerc să fac în fiecare zi. Mamă, mai
bunica mă domnească. Așa, ca din bătrâni. Ca să iau Moldovei. Aplauze pentru trio Vatra Neamului! Vă mulțumim încă o dată! La mulți ani tuturor vă dorim sărbători cât mai frumoase și să vă întâlniți cât mai des, să aveți ocazii frumoase să vă întâlniți așa în centrul satului. Este chiar foarte, foarte frumos. Aplauze pentru cel mai bun om din acest sat și cred că și eu pot fi foarte rău și foarte acid. Mulțumesc tare mult! Mersi din suflet, fetelor! Copii, vreți să vină Moș Crăciun? Da sau va? Da! El ia mult la răzvil, că mai așteptăm un pic. Așa, până o să vină Moș Crăciun, vreau să vă zic că friptura încă nu este gata. E aproape gata, am să invit în aplauzele voastre pe cineva drag satului Negurini. Aplauze, furtunoase! Taraful Datina și aplauze! Moș Crăciun, am ușa zvist. Pădăștiu. Eu acum, sincer, m-am pomenit că nu vreau să zic ceva, dar vreau să zic multe, dar nu știu ce să zic. Eu vreau să vă zic că sărbători frumoase, vă pup și vă iubesc. Da, Bradu, ne-a reușit 100%, arată exact cum am vrut eu să fie. Și cel mai important este că oamenii din sat au venit, simt acea căldură a Bradului, dansează, o să fie și bucate bune. Moș Crăciun este pe drum anul ăsta, vini, așa că prindeți-vă voi plăcere uitându-vă deocamdată. Da. Doamne ajută! Cel mai gustos izvar. Domn primar, spuneți ceva, mă rog. Nu știu, dar atât de multe emoții, chiar nu știu cum să spun ce spun. Eu chiar mă bucur că am reușit să creăm atmosfera asta. Și încă o dată nu am decât să-i mulțumesc cu Menean pentru generozitate și tot ceea ce face el pentru Negureni de fiecare dată. Și nu doar pentru Negureni. Sperăm ca noi să reușim să continuăm această tradiție. Fiecare an să vină ceva și mult, la nivel mult mai mare decât ceea ce e făcut. La mulți ani tuturor! Și pomul de Crăciun să dea Domnul să încălzească multe, multe case, da? Și multe inimi, multe inimi. Da, o, iau, ce super! Ne-am un prieten! Bravo, ia-mi să-l gustăm, dai, că așa să se vadă frumos. E bun că nu-i iute, știi, de obicei se face, dar ăsta e perfect. Fetelor, vă mulțumesc încă o dată tare mult, tare mult. Îl strigăm pe Moș Crăciun. Da, tare ca să vină cu daur, că altfel el nu o să vină. Două, trei și... Moș Crăciun! Moș Crăciun! El e cam
absurd. Moș Crăciun! Este. Cam din Multișor nu ne-a văzut de vreo 2 ani. Cu pandemia, cu toate alea. Moșului a fost foarte tare dor de voi. Da, vouă? Da! Ați fost cu mința anul ăsta? Da! Părinți, au fost cu minți copilașii sau nu? Da! Mă bucur, mă bucur. Hai, spune tu o poezie, moșul, hai. Ce mai barbă are moșul lungă până la pământ și mustesc prin cele plete toate ca zăpada sunt. Adevărat, adevărat. Bravo, bravo, dragul moșul. Vino aici la moșul să-ți dai un cadou. Hai, vină cu aici. Poftim. Mie de pipițele mea, toată ce bagă, pune o pădure mea și de pomologă. Mie de țara mea frumos, că mie de țară, de pe de-a pune și zici, primă și oară. Bravo, bravo, cum bravo. Te cheamă cu tine? Da, tu ne-a strâns lumina, ce ne-a strâns lumina? A, aici ați filmat, că ați luat cadou, da? Copilaș, dar voi acasă, Facebook, aveți, aveți Facebook? Aveți, da? Ai moșa să vă lieseși Facebook-ului și restul trimiteți, că înghețăm așa, dar să vă dăm cadourile și e bine așa, e mai bine. Acum o să dăm friptura doar la cei maturi, pentru că ea este fierbinte și nu-ți frigă. Copiii iau dulce, maturii vor primi friptură și vin fiert. Maturii veniți în coa, copilașul duceți-vă încolo și mâncați ciocolate, bomboane, apelsini, mandarini. Și cam atât. Eu vă mulțumesc tare mult. Gata. Până aici eu mers ostașul. Vă mulțumesc. Sărbători frumoase. Noroc, bucurie și... love.